salut, eu sunt Alex, bine v-am regăsit cu un nou video pe acest canal. De data aceasta por 7, că știu că cred că stă ca naiba, dar da, așa vreau eu. De data aceasta vom face încă un vlog, dar înainte să începem vreau să pun un anunț. Am pus vlogul de ieri, ăla în care îți ziceam din Moș Nicolae și chestii din astea. Să vezi, vreau 70 vizualizări, 6 like-uri și 3 dislike-uri. Asta îmi dovedește că vouă nu vă mai plac vlogul. Dar facem altfel, dacă nu strâng 30 de like-uri la video, adică nu facem, dați like dacă mai vreți vlogul. Dacă nu strâng 30 de like-uri, nu mai pun vlog sau gaming, pentru că muncesc atâta ca să nu fie apreciat. GTA 5 în viața reală, 4 mari din final, nu a fost deloc apreciat. Adică mai mult dislike-uri și like-uri așa câteva. Nu vreau să renunț, dar... Dar nu sunteți așa de activ și chestii din astea și eu nu muncesc, eu fac asta din pasiune, dar pasiunea eu trebuie să o fac pentru mine și pentru altcineva, pentru că asta e YouTube-ul. Se vorbește, eu acum vorbesc, că stau cu din ce vreau, eu cum vreau eu, vorbesc, n-am nicio treabă. Deci dacă nu strângem 30 de like-uri, nu mai pun vlog. Hai să lăsăm chestiile astea la urmă și să începem să vorbim. Ce vreau să fac eu în acest vlog, vreau să... Fac un vlog în care spun lucrurile pe care eu le iubesc. Am făcut lucruri pe care le urăsc, acum voi face lucruri pe care le iubesc. Să începem. Numărul 1. Iubesc să filmez. Acum eu filmez, n-am aprins niciun bec, am doar asta de la Blitz-ul. Mă luminează doar pe mine, rest e întuneric peste tot. Și îmi place să filmez, îmi place fotografie, să fac... Eu eram pasionat mai mult de fotografie decât de videouri mai de mult. Și da. A doilea lucru este, iubesc să editez. Eu editez în Sony Vegas Pro 11 din 2014, cam așa, adică am vreo 2 ani. Bine, până la sfârșitul 2014, aproape de 2015. Iubesc să stau degeaba. Al patrulea lucru pe care eu îl iubesc este să stau pe afară. Adică, mai ales când e vara, mie îmi place foarte mult să stau pe afară. Adică nu prea îmi place să stau în casă. Stau în casă așa să mă plictisesc, mai bine ies afară, mai explorez și eu ce mai este pe afară. Și da. Al cincilea lucru pe care eu îl iubesc este să-mi petrec timpul cu prietenii mei, să stăm ori la calculator, ori să bem un suc sau să jucăm fotbal sau chestii. N-aste bine, jucăm basket vara, dar da, m-am dat și eu un exemplu. Și al șaselea lucru, cred, iubesc YouTube-ul, iubesc acest site minunat care pe mine m-a ajutat foarte mult. Adică nu prea m-a ajutat foarte mult, dar... Eu mai de mult mă temeam, adică vorbesc cu camera, acum vorbesc cu delin vreau, eu nu mă interesează, vorbesc tare încă, da? Și da, YouTube-ul m-a pus să vorbesc mult mai ușor cu camera. Adică să fiu mai relaxat, adică nu să fiu ceva gen. Salutare și... Facem un video. În care vreau să... Zic câteva lucruri despre mine, pentru că da. Mă cheamă Gheorghiță, am 18 ani și fac vlog de ieri. Da, am fost și eu așa, dar nu mai sunt așa, vorbesc Linda, numai eu cum vorbesc pentru YouTube, parcă am eu un accent așa mai... Parcă scot cuvintele așa mai tare, nu știu cum. Da, eu încerc să fiu cât de relaxat pe cu voi, dacă vreți să mă urmăriți, dacă nu, nu. Bun, deci astea au fost... 6 lucruri sau 7 pe care eu le iubesc. Nu uitați să scrieți în secțiunea de comentarii 6 lucruri pe care voi le iubiți. Să vă duceți în descriere, pentru că acolo este Instagram-ul și Facebook-ul meu. Și nu uitați că la 30 de like-uri vom mai posta încă un videoclip. Și dați share pe Facebook. Cam atât cu acest episod, oameni buni, iar noi ne vedem data viitoare, probabil cu un vlog. Pa, pa!